Da, este nevoie să plasăm un în zona aceea îndreaptă a drumului. Da. Este disponibilitate din partea și bază legală să transmită cu titlul gratuit. Statuia chipului lui Decebal de pe clisura Dunării și podul din apropiere vor fi iluminate datorită unui proiect comun demarat de Consiliul Județean Mehedinți și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara. Astăzi, directorul regionalei a realizat o vizită de lucru în județul nostru, în frumoasa zona clisurii, tocmai de Ziua Mondială a Turismului. Totul pentru a se asigura că lucrurile decurg așa cum ar trebui. Noi avem disponibilitatea să achiziționăm un container cu toalete ecologice, să angajăm un om, doi, care să plăceapă o taxă și să asigurăm... Higienizeze, da, permanent. Cu întreținere. Automat trebuie întreținere. Deci fără întreținere, în trei zile o să fie ofocat. Așa este. În urma discuțiilor purtate în urmă cu câteva luni de zile, la vizita domnului director general al CNAIR, domnul Neaga, împreună cu domnul director de la TRDP Timișoara, s-a agreat soluția să facem în comun o investiție în această zonă, pe de o parte dumnealor să ilumineze acest pod de pe drumul național, pe de altă parte noi să ne asociem cu dumnealor și în baza aceluiași proiect să realizăm, să finanțăm amplasarea stâlpilor și a reflectoarelor care să ilumineze pe timp de noapte echipului Decebal. A fost ideea domnului președinte a Consiliului Județean Mehedin să ilumineze echipul Decebal. Noi ne-am gândit să iluminăm și podul din motive de siguranță oamenilor care se opresc aici vin și mai târziu seara, noaptea. Cu atât mai mult când va fi iluminat noaptea și pe podul o să fie oameni și podul nu e iluminat. Vom căuta o soluție comună, noi să ne facem iluminatul podului și Consiliul Județean va face iluminatul chipului lor de celălalt. În maximum o săptămână se estimează că se va finaliza și proiectul, iar după aceea se vor face demersurile necesare pentru obținerea certificatului de urbanism. Pe linia tunelului arhitectural se vor monta trei stâlpi înalți de 9 metri, unul la intrare pe pod, celălalt la capul podului și unul undeva aici unde ne aflăm, pentru iluminatul arhitectural al tipului de Decebal și scrisul de jos. Se va ilumina arhitectural și podul, care va fi folosit inclusiv pentru ocazii speciale, se poate pune și tricolorul și se poate pune și un sistem de telegestie. Ce să zicem, mult mai mulți turiști față de ce avem acum și ce vin în zonă. Vă dați seama ce frumos va fi, ce punct strategic să fie iluminat, să se vadă ca în marile locuri europene. Până în primăvara anului viitor, se estimează că se va realiza și execuția lucrării. Asta ar însemna mult mai multe motive pentru turiști să vină în zona clisurii Dunării, o zonă înzestrată cu frumuseții naturale deosebite.